Avem o diplomă pentru acești copii minunați și un buchet de flori pentru doamna dirijor. O să vă spun imediat cine au fost acești minunați copii. În aplauzele dumneavoastră, încă o dată, pentru acești minunați copii. Doamne și domnilor, bine ați venit la cea de-a patra ediție a Reuniunii Corale Laudă Suflet al meu pe Domnul, organizat de Vintetul Vocal Acord și Centrul de Zi Dănuț din Parohia Sfântul Gheorghe Broșteni, în parteneriat cu Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Foșani. Spectacolul din această seară este dedicat sărbătorilor Crăciunului, cu tot ceea ce semnifică ele ca perioadă de bucurie și sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Așadar, repertoriul pe care veți avea plăcerea să-l ascultați în această seară, sub denumirea simbolică de Laudă Sufletul meu pe Domnul, cuprinde 5 micro-recitaluri de colinde tradiționale românești, unele cu iz arhaic, iar altele din repertoriul străin. Îngerașii care au deschis această seară muzicală cu colindul Maria și Iosif Colindă sunt grupul de copii fruturași de la grădinița numărul 19, coordonați de doamna profesor Liliana Sandu, care prin glasurile lor ne-au adus aminte cel mai important lucru, faptul că și Iisus a fost mai întâi copil. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, le mulțumim încă o dată pentru deschiderea colindelor. Sunt convins că a trecut și Moș Nicolae pe la ei. Și nu cu lui Elușe, cred că toți au fost bun. În această seară avem misiunea grea de a vă convinge prin forța glasului și puritatea colindelor de efortul depus de toți cei care vor urca pe scenă în această seară pentru a reda trăirea sufletească din această perioadă. Le mulțumim tuturor și mulțumim de asemenea și celor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea în scenă grupul vocal bărbătesc al Liceului de Arte Gheorghe Tătărescu din Focșani, care ne vor încânta cu o serie de 4 colinde vechi. Colind, apoi Velerim și Veler Doamne de Ludovic Paciar, Coborât a coborât Victor Franculea, reducție la 2 voci de Simona Safta, Sus la Înaltul Cerului, Anton Pan, soliști, Cristian Calmuș, voce, Cristina Dragu, vioară, Andrei Pătrășcan, chitară, dirijor, profesor, Simona Safta. În aplauzele dumneavoastră, corul bărbătesc al Liceului de Artă.
căciun cu moșajul de merici. Ești Crăciun de la părat de fericită, că-i trânsim și-am în nota de fericită. Ce ne-aduce Moș Crăciun de fericită, tot ce e frumos și bun de Și locul la
local Vorbăzesc, al Liceului de Artă. Vorbim domnișoara profesor Zuma Sacco, a primit o diplomă și un buchet de flori din partea noastră. În foaierul Ateneului, după cum ați văzut, are loc o expoziție denumită Ferie de Crăciun. Tocmai pentru a evidenția spiritul Crăciunului cu tot ceea ce semnifică acesta. O să vedeți obiecte ornamentale, felicitări de sărbători, confecționate în cadrul atelierului de creație de la Centrul de Zi Dănuți din Băuștei, de către copiii care desfășoară activități în interiorul centrului. Dar acești copii nu doar confecționează ornamente, ci și cântă. Au participat la mai multe festivaluri și concursuri din județ și din țară, obținând mai multe premii. În această seară, corul de copii Angels de la Centrul de Zi Dănuți va interpreta colindele din cer senin, larg deschideți poarta, colind tradițional românesc, Legănelul lui Iisus de Valentin Teodorian și Povestea lui Moș Crăciun, colind din repertoriul maicilor de la mănăstirea Cămârzani. Soliști Daniela Docan și Daniel Bacnea, dirijor profesor Verona Calmuș. Invit în scenă corul Angels. Pastor cu harpe culmea
Thank you.
De Ion Creangă. Poezia se numește Nașterea Mântuitorului. În Betleem, colo-n oraș, dormeau visând locuitorii, iar lângă turmă veimași stăteau de pază 30 păstori. Și în miez de noapte, dulce când, din cer cu stele a răsunat, se rumenise cerul sfânt, păstorii s-au cutremurat. Din slăviu un înger coborâ. Fiți veseli, îngerul a spus. Plecați și în staul veți găsi pe craiul stelelor de sus. Păstorii veseli în oraș, spre staul cu pași iuți porniră și un prunc atât de drăgălaș, acolo în paie ei găsiră. Nici leagă în moale, nici vreun pat, doar fân mirositor pe jos. Pe fân în iesle stă culcat micuțul prinț Iisus Hristos. El, Fiul Domnului și Crai, al stelelor de far necline, de atunci cu drag la voi din rai, cu fiecare iarnă vine. În continuare a programului nostru muzical, vom invita în scenă al doilea cor al Liceului de Artă, corul mixt Voces Juventutis, cor cu care a obținut mai multe premii la olimpiadele școlare, festivaluri, dar și concursuri din județ și din țară. Corul este format din elevii ai Liceului de Artă din Focșani, iar în această seară vor interpreta Bună dimineața la Moș Ajun, Alexandru Podoleanu, Mare minune, Sus Boieri, Gheorghe Cucu, Domnuleț și Domnul Cer, mulți ani trăiască Dumitru Georgescu Chiriac, Timișor profesor Simona Safta. Corul Voces Juventutis de la Liceul de Artă.
Arhiepiscopul din Mocșani. Alături de centrul de zi Dănuț din Proșteni, vintetul vocal Acord apare în această seară în fața dumneavoastră în dublă ipostază. Interpreți și organizatori, deoarece lor li se datorează efortul de a reuni toate formațiile corale, punând încă de la prima ediție, în anul 2009, anul înființării grupului, temelia unei reuniuni care s-a dorit și se dorește de tradiție de acum încolo. Grupul vocal Acord își conturează activitatea printr-un repertoriu religios și laic, participând la mai multe evenimente culturale, festivaluri, cântând și la numeroase lăcașe de rugăciune din județ, din țară și chiar din străinătate. Tot în foaier, alături de expoziția Ferie de Crăciun, puteți găsi CD-ul grupului vocal Acord cu înregistrarea Sfintei Liturghii, CD realizat împreună cu ieromonahul Gavril Mușat, duhovnicul mănăstirii Vărzărești din județul Vrancea și cu binecuvântarea înalprea Sfințitului Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În momentele următoare vă invităm să ascultați micro-recitalul de colinde care cuprinde 7 lucrări. Florile d'Albe, aranjament Cristian Gheorghe, Noi în seara de Crăciun, Ioan Brie, Sus la poarta Raiului, Emil Monția, Rurel de ploaie, Teodor Teodorescu, Moș Crăciun, Dumitru Georgescu Chiriac, După dat în colindă, Alexandru Pașcan și colindița Emil Monția. Sopran Verona Calmuș, alto Simona Safta, tenor Vasile Calmuș, bariton Marin Teodor, iar bas Cristian Gheorghe. Invit în scenă grupul Acord.